Arhitectul șef al județului Cluj propune soluții concrete de fluidizare a traficului din zona metropolitană. Mai exact, mașinile nu au nevoie de deplasare, ci oamenii au nevoie, ceea ce ar însemna să fie excluse mașinile din această zonă. Și discut despre acest subiect mai multe chiar cu Claudiu Salanță, arhitectul șef al Consiliului Județean Cluj. Bine v-am găsit! Bună ziua, bine v-am găsit! Ne puteți spune mai multe despre această propunere? Cum ar arăta Clujul fără mașini? E puțin spus Clujul fără mașini. Clujul fără mașini nu poate exista. Adică am vorbit de utopie. Dar ceea ce vreau să spun este că ar trebui să schimbăm oarecum paradigma gândirii pe care o avem astăzi la nivel de dezvoltări și să o mutăm de pe discuțiile de cât de multe mașini sau cât de mari să facem drumurile ca să adăpostească cât mai multe mașini la necesitățile de deplasare. Adică mașinile nu trebuie să ajungă din A în B, ci sunt doar un mijloc de deplasare pentru a răspunde necesităților unor oameni. Și oamenii trebuie să ajungă din A în B. Iar aici avem și cred că putem să învățăm de la state europene și să adaptăm niște soluții, să testăm pe diverse zone ce ar însemna și cum am putea să implementăm soluțiile date de ei. Dacă luăm, de exemplu, Barcelona, da? Pentru că ăla era unul dintre orașele pe care le promovam în reportajul pe care l-am văzut, în Barcelona ce au făcut? Ei au acel plan prestabilit făcut în 1859 și practic s-au gândit să închidă din acele quartale. Adică circulația nu e obligatoriu să fie între în fiecare alee, ci este suficient să fie pe un perimetru puțin mai larg. Dacă e să o luăm la scara unui oraș, sau cum este Clujul, am putea să gândim, da, avem niște zone principale pe care se circulă, bulevardele principale, n-ai cum să le elimini și nici nu cred că se discută de așa ceva, dar în schimb, între blocuri, ai putea să elimini tot ce înseamnă circulația dintre blocuri sau spațiile dedicate. Și a lăsa accesul doar pe anumite artere principale? Exact. Și, dar nu, că nu mai este nevoie și cred că aici ar fi marele avantaj, nu mai e nevoie să ajungi cu mașina neapărat până în buza scării unde stai, ci dacă o lași într-un perimetru de 250 de metri, unde care să ai, da, trei parkinguri făcute în care știi că mașina este în siguranță, iar acel loc de parcare să devină un loc în care, nu știu, te joci cu copiii, îți plimbi câinele sau pur și simplu te întâlnești ca să discuți cu vecinii. Avem nevoie de acele locuri pentru comunitate, care astăzi, spațiile acelea dintre blocuri, au ajuns să fie luate de mașini. Da? Și stai printre mașini ca să te întâlnești. De când ar putea fi implementat prime astfel de proiecte? Eu zic că sunt deja implementate asemenea proiecte. Adică la nivel de Cluj pot să discut despre Piața Unirii, da? Piața Unirii nimeni n-a văzut acum, nu vedea acum 20 de ani de zile că e posibil să se închide una dintre laturi. O latură care era plină de mașini și de locuri de parcare. Astăzi este astăzi latura vestică, da, a Pieții Unirii este deschisă pentru ce? Pentru terase, pentru socializare, pentru oameni. Da? S-au înlocuit mașinile cu oameni. La fel cum era Bulevardul Eroilor din Cluj, în care aveam două sensuri de circulație oarecum. Iar acum jumătate din Bulevardul Eroilor este destinat pietonilor. Sau strada Bogdan Pivariu din Cluj, care la fel poate să primească alte funcțiuni. Vă mulțumesc foarte mult pentru explicații și spor la treabă acolo, la cât mai mulți spații verzi.